adică să fiu botezat. A fost un famen etiopian pe drumul care cobora spre Gaza. Pustiu prin clocotul ca de vulcan al soarelui care încingea amiază. În carul său, venind din depărtări, muncit de neîntrerupta căutare, el era chinuit de întrebări, deși se întorcea de la închinare. Și pentru că l-ardea cu foc mohnit dorința lui de a ști cui să se închină, Domnul din cer s-a descoperit, căci Filip i-a adus prin Duh lumina. A fost momentul vieții culminant și focul miel și-a întețit văpaia, căci mielul se descoperea vibrant pe paginile cărții din Isaia. Ce mă împiedică să mă botez când eu mărturisesc, știind prea bine, Iisus e Domn, acesta mi este crez, iar apă, uite, este lângă mine. Un om a căutat și a găsit răspunsul prin Duhului Sfânt rază și a înțeles că este mântuit acel ce crede, dar se și botează. Dacă mai ai încă nelămuriri, ai vrea să cauți însă nu știi unde, găsește în cuvânt dezvăluiri, căci Domnul niciodată nu se ascunde. Apoi, lângă izvorul din cuvânt, simțind cum cerurile te adapă, să iei decizia de legământ, mărturisind, eu cred și uite apă. Amin. Amin. Așa că vă aștept să luați hotărârea și să vă anunțați ca să-și facem.